M-am vopsit cu uh, spray din treabă să dă la ochi, știi? Coco. Băi, boss. Câte femei ai la activ până acum? Ai depășit 50? Sigan de București, vai. E, vai. Niciodată n-am calculat, nici nu înțeleg nici femeile. Salutare, dragilor! Eu sunt ambasadorul Manelor. Bine v-am găsit la un podcast mentolat. Pentru primul episod nu puteam avea un alt invitat mai mentolat de atât. Te pup, Iuli, ce faci? Te pup, Coco, ce să fac? Pe aici, pe la tine, să vorbim și bune și rele, mai râdem și tot ce trebuie. Mai râdem, mai ele <laughs> Cum ești? Îmi place ce? că avem sacuri amândoi, ești ambasador. Mi se părea ceva normal să vin la tine să... în saco. De ce Neamțu? De unde vine numele Neamțu? Vrea adevăr sau fals? Ce vrei? Uh, ce să spun? Uh, vă spun povestea adevărată. Că mulți s-au întrebat. Bunicul meu, străbunicul meu, chiar era neamț. Chiar a fost neamț, da? Mama lui era din România, da? Și pe timpul războiului, când, cum era atunci, că exact războiul s-a născut, și a venit, era un neamț aici în România, da? Pe timpul războiului. S-a combinat ei sau ce-au făcut ei, da? <laughs> ce-au făcut ei? <laughs> și s-a născut străbunicul meu. Și de atunci, din poreclă, a tata, bunicul neamț. meu, de la străbunicul mi-a plecat tot. Dar chiar era neamț. Cum ai decis? Jumate, jumate. Cum ai decis să te faci artist? Care a fost momentul în care ai spus eu fac muzică? Păi nu am, nu am, n am făcut așa și m-am făcut artist. Când te-ai apucat? Cum a fost la început? Păi cum? Cântam prin casă, îmi plăcea foarte mult muzica, să ascult muzică, să... Cântam prin casă, foarte mult, cântam până și la școala, în general, la școala general, când am, în clasă, cântam prin casă și, și în clasă și peste tot. Ușor, dacă, ușor, ușor, ușor. Dacă nu era artist, ce vrei să fii? Nu m-am gândit la, niciodată la asta. Când eram, când eram mic, spuneam, mi-aduc aminte de la ai mei, spuneam, când, când mă fac mare, mă fac tractorist. <laughs> Ai zis de școală, cum a fost în școală? Erai Frumos băiele. rău de tot, frumos rău de tot. Eram gen acela, când am gen la școală, toată lumea țipa. A venit Iuli. <laughs> e, glumesc, era frumos rău de tot. Aș da timpul înapoi. spune ceva din copilăria ta, din copilăria ta, o poveste, o... ceva remarcabil, pe care ți-și acum minte. Chiar nu știu, nu-mi trece nimic pe cap acum. Din copilărie? Dacă era rău, dacă erai bun, Eram bun. Te cu toți copiii din cartier. Da, da, da. Eram foarte bun. Ca și acum. Cine, adică, sunt foarte bun. Adică nu, când mă enervează cineva, când chiar am dreptate, atunci explodez. Sunt mai... interni da, <laughs> Nu, ca în aparate. Cum vrei să te catalogheze lumea? Manelis, cântăreț, Lautar. care este cuvântul Lumea vreau să mă, el? catalogeze om, în primul rând. <laughs> și artist la votar când cântăreț și atât. Solist vocal. Foarte bun. Solis vocal și atât. Bun. Uh... show se vede pe scenă oriunde ești, adică pot face show și aici și pe o scenă mare de concert și atunci numesc oamenii, spun oamenii, dacă e artist, dacă e cântăreț sau dacă e lăutar sau dacă e părlit, ars. Că tot spune de, de show -uri. Hai să le mă rog, pe unde te duci. Peste tot, full. Da, Cât de obositor este? Spune-le oamenilor. Ei nu văd omul Iulie, El, ei văd doar artistul Iulie. Da. Eu n-am dat niciun interviu până acum. Am tot evitat. La toate misiunile care m-au contactat, nu nu mă simt eu bine, nu vreau eu, mai multe detalii de viața mea, de etică, nu-mi place, asta am ales eu de mult. Și într-adevăr, oamenii mei au văzut numai cântărețul iulii și atât. Și cine mi-a urmărit activitatea, au mai văzut cum sunt eu ca om. E ca ai întrebat de oboseală și etică și concerte. Ce e cel mai greu pentru mine, mă, drumurile mă, mă spargă drumurile obositoare. sunt foarte obositoare dintr-o parte în alta să stai în mașină câte șapte-opt ore a doua zi din nou că nu sunt uh, solistul care când doar vinerea și sâmbăta cântăm de luni până sâmbătă sau de luni până duminică și nunți și concerte și etică și cam așa care e cea mai amuzantă poveste de la un eveniment? amuzantă? da Mereu avem mai amuzante. Dubă din mașină de la hotel. <laughs> nu, nu vine acum. Ce să spun? Mi-a trecut, acum ceva prin minte. Iarna iar în aceasta care a trecut, eram, plecam în diferite țări, Italia, Germania, Spania, etc. Și decât o perioadă de vreo două luni de zile, ori, oriunde, ne aflam, în orice seară ne aflam, saxofonistul meu, colegul meu a, da, serios vorbesc la multe serios s-a întâmplat cât, cât o problemă, câte ceva cu biletul, ba, cu orice de 3-4 ori la rând consecutiv a rămas în țara aia singur <laughs> fără niciun de om în aeroport. da, a rămas în... Care ceva, e ce adică, adică atunci la momentul acela eu povestesc acum, dar acum, atunci a fost ceva wow, râdeam și ne părea și rău și eram și supărați E de Care e cel mai primitor loc? Din țară, din afară, unde te simți tu cel mai bine? În uh, multe locuri, în foarte multe locuri. Aproape peste tot n-am avut eu probleme, -am, dar unde m-am simțit eu cel mai bine și mi-e la celelalte locații, uh, la Iași, la Tiki Nights. Ai tu un vibe Da, locul da la... exact. Dar sunt multe, sunt multe, dar am, ai zis așa și mi-a venit asta în cap, ca publica, ca, tot. Cum e să fii unul dintre cei mai apreciați, aprecia, apreciați, artiști? Cel mai mentolat, să spunem. Nu știu, nu știu dacă sunt cel mai apreciat, nu știu. Știu că mă simt bine. Conform numerelor ești. Da, știu că mă simt uh, minunat când văd că oamenii mei iubesc ceea ce fac și apreciază mereu de câte ori lansez câte ceva, de câte ori. Se vede, se vede cu ochiul liber. Și mă simt excelent de bine. N-am ce să argumentez. Fără cuvinte. Hai să ieșim puțin din sfera de muzică, să vorbim despre filme. Care este ultimul film pe care l-ai văzut? Aseară m-am uitat la un film după care era pe locul 1 pe Netflix. Uh, cel cu. Scuze, dar nu știu cum se numește. Nu știu cum se numește. Cu inima, a făcut transplant de inimă. E pe locul 1, chiar în momentul acesta. Nu l-am văzut, nu. E pe locul 1 în România și s-a găsit. s-a făcut o manevră acolo din partea doctorilor. Okay. A văzut să-l omoare, etică, dar nu știu cum se numește. mi dă scuze. Nu obișnuiesc să mă uit, mă uit foarte rar la filme, pentru că nu am timp să mă uit la filme. Dacă faci Când am film. timp stau pe telefon, butonez telefonul și-l omor Dacă s-ar face un film Ilin pe cine alege să te joace pe tine în film? Pff, mai spart Nu știu <laughs> Nu știu, chiar nu știu Să joace Rolul meu, nu? Da Nu știu Nu, mai închis, nu știu Scrieți în comentarii pe cine credeți. Că exact. l-am actorul actor în locul lui Ili. Mai bine. Dar ce nume ar avea filmul? Numele, pot să spun și de numele meu sau cum? Numele filmului. Numele Care fi filmele Numele filmului. Viață zbuciumată. <laughs> de ce zbuciumată? Că așa am o viață mai zbuciumată. În bine. Și în bine și în rău. De exemplu, rău pot spune că nu prea stau pe acasă. Ai un regret pe care îl poți spune în public? Nu, nu am niciun regret momentan. Toată viața power. Exact. Sau cum mai spune tu. Că tot vine vorba. Ce înseamnă? De ce? E așa. marca ta registrată. Mulți, mulți oameni mă întreabă. Da, am, am, dat un obicei, adică și de câte ori fac poze cu, cu, oamenii mei, fac și așa imediat, adică am, dat, am transmis chestia aceasta așa de mulți ani de zile fac așa la poze. Știu dar că rămas. poate există și de asta am mai primit comentarii. Mulți spun că e semnul X, nu știu ce, da? A, ok, gata, da. da. Și, dar eu așa am obișnuit, totul ok pentru mine în creierul meu, totul ok, all good. Nu mă gândesc la 666 6, 6 sau 69. <laughs> 34 plus 35. Noi nu stăm noaptea cu minți. Numărul câștigător, 69 că te ador. Maldive, Maldive. Dacă ai început să cânți, când iese următoarea piesă, și mai ales când iese Fancy? Toată lumea întreabă de ea. Uh, câteva Fancy... detalii Fancy urmează să o filmez, sincer să fiu. Este înregistrată, totul ok. Dar am fost foarte aglomerați, am avut și alte proiecte, bineînțeles, concerte, am înregistrat alte piese care au fost la rând, și Fancy, în câteva zile o voi filma, lansarea voi anunța pe TikTok, pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, pe toate cele, când va fi lansarea. În scurt timp, oricum, maxim o săptămână, îi dăm drum pe internet la Fancy. Care e piesa ta preferată de la tine? Am mai multe. O mai 3. primesc întrebările acestea. Top 3. Cel mai puternic impact emoțional. Emoțional? Da. Sau cel mai mare hype, cel mai piesa care te face pe tine să spui asta e piesa mea. Nu știu, chiar nu știu. Toate îmi plac, altfel nu, nu le, nu le registrez. Dacă nu îmi plac foarte mult, să fac un top 3. Oare cum o dai tu? când închid ochii te văd în vise este o introducere acolo care am... e o transmisie acolo e ceva pe loc care, mai multe chestii care când o, dau, o, o, bag, o pun piesa în mașină dau tare și intră așa deci, adică, la modul acesta mai sunt, sunt foarte multe foarte multe, toate toate. Te-am sărut abuzele preferata mea dacă... Da? fost A fost kavasaki, Kawasaki, țiganca de București, multe, nu stau să le enumăr acum, multe după spun oamenii că avem arfe. <laughs> oamenii ceilalți. Țigan, uh, Kawasaki a fost remixată de foarte multe ori. Da. Ce spui despre celelalte genuri de muzică? Când se par? Uh, sunt... Techno... Trap, rap. Sunt omul care ascult orice gen muzical, rock, ascult simfonie, orice gen muzical apreciez și ascult, orice. Am văzut că ai cântat la Tiki o piesă rapă. Orice, orice. Ascult Mozart, Beethoven, orice. Vreau să citim câteva comentarii de pe YouTube la cele mai recente piese. Da. Să îmi spui părere sinceră și să le răspunzi oamenilor care, te, care ne urmăresc. Bagă coco. Andrei Popescu a zis, fă o piesă cu Finlanda că am un prieten acolo. Facem. Transmitem, facem sesiune și facem Finlanda. Dar nu știu dacă se regăsesc mulți la o piesă cu Finlanda. Cam greu. A care Darius, două comentarii. În mai jos a zis, pe piesa asta am făcut accident. Fel. Sper, să fie, sper să fie sănătos. E bine dacă a și comentat. Bine. Și s-a întors la, la, la clip. Gabriel a zis, te rog, fă o mania cu trac de coarne, că la moto nu am volan. Cum? Fă o te rog, fă de cu trac de coarne, că la sapă nu am volan. <laughs> Facem trag de coarne. Și uh, cel mai inedit comentariu, Onla uh, a spus așa, magazin pe Comedia și este închis în data de 13 septembrie, începând cu ora 18 până în data de 14-12. -a, -a. <laughs> e bun. A ținut omul să anunțe acolo. Care magazin închis? Dar oricum e fake, stă la asta, cred că la a, și aveam a scris de Caterinca. Mai aveam un comentariu, nu cred că e la Caterinca. <laughs> Cine vede comentariul ăsta să-i trăiască familie. Să-i trăiască tot ce iubește el. E cel mai... Sănătate. și mai comentat lucruri la toate clipurile de pe YouTube. Știu, știu, am observat. Da, să știți că mă uit foarte mult la comentarii. Când am timp, mai ales când stau în mașină pe drumuri, mă uit la comentariile voastre. Să nu uitați. Văd tot. Ai avut parte vreodată la vreun show de, de un fan foarte Focusat pe tine, să vin la tine sau. Să... Da, la un moment obsedat, dat. Să spun. Acum recent s-a întâmplat la. Poți să dau un nume sau? Unde eram? Poți, poți. Eram la tineretului, și chiar când să vină. Uh, uite, mie nici asta nu-mi place. Fane, fani. Spun oamenii mei, dragi. așa îmi place mi să spun. Mentoleți. Uh, da. Uh, era o mentolată. Da. Și veni se chiar în ce era pășină și când să plece, și a luat-o foarte uh, omul de la pază, știi? Adică a luat-o foarte așa și mi-am cerut eu scuze. Deci n-ai avut niciun incident cu un fan care să. Ceva mai rău sau ceva? Nu? Dar venise foarte, s-a văzut foarte. Dic că voia să-mi facă ceva când am venit în la mine, înțelegi? Asta, de asta am vrut să spun. Cu ce lucruri ai rămas din anturajul de când erai mic? Care a fost. <laughs> cu ce sfaturi pe care le-ai dat și oamenilor care ne urmăresc? ce spune? Să nu faceți X, Y, Z. Păi nu prea am avut eu anturaj așa, nu prea. Anturaj, prieteni, anturaj e... Vici sau la ce te referi? Nu vicii, să nu spargeți geamuri, să nu... Ah, că da. ai cu prieten cu... Spus așa? În copilărie nu spun acum ca adult. Când eram Spărgeam geamuri în continuă acasă, cu mingea. De multe ori zici că făceam intenționat. Mă jucam cu mingea în curte și spărgeam cât un geam zilnic. Zilnic, da, serios, la modul cel mai serios, zilnic, geamuri sparte. Te uiți la fotbal? Înainte, da, eram cu pariurile sportive cu asta, dar de, 3, de 4-5 ani, ce crezi, nu mai, nu mai am treabă cu fotbal, nu mai... Și îmi pare rău. Da. Dar pariam, cunoșteam toate echipele, fotbaliști unde jucau, dar nu prea... Să nu vă jucați la pariuri De ce nu ai mai continuat să faci vloguri? Ai făcut un singur episod de am-nam? -Am? Tot la rugămintea oamenilor am făcut. Vreau să audă chestii de mine și am făcut, da. Ai spus că e primul episod și că mai urmează. <laughs> am zis, ai văzut, nu? Am acolo pe canal la mine de mult. Da, sunt multe chestii pe care nu, nu știu oamenii. Eu am avut canalul acela, canalul acela la momentul respectiv trebuia să fie mare de tot. Dar eu am scos un hit atunci la momentul respectiv, Dragostea Moculești a fost primul meu hit. Dragostea mă curie, este o melodie de suflet. Mulți o știu. O știu despre ce spun eu acum. Și câțiva ani eu n-am mai, mai, folosit canalul, n-am mai scos muzică, n-am mai... Mergeam la evenimente, la anunț, la etc. Și n-am mai uh, scos nimic, știi? Că trebuia să fie mult mai mare canalul și... După <coughs> am, -am, am, pus totul de tot la canal. Și acum încoace am început să postez din opel. Uh. Și referitor la vlog, am zis eu că fac, dar nu m-am ținut de vlog, nu ar trebui să continui. Ar trebui, da. Cu programul meu, doar numai la 10, la, 11, 12 ziua. Vloguri de la evenimente. Faci Da, da, da. Cap cu de car vlog. Acum am început de ceva timp, nu știu dacă ai văzut. mai filmez pe unde, pe unde merg și postez, postăm. Te consideri în cea mai bună varianta ta ca artist? Crezi că mai poate fi îmbunătățit ceva? Da, da, nu mă consider în cea mai bună variantă a mea și mereu e loc de, de, mai bine. Exact. Și să știi că am avut cândva niște... Adică puteam să fiu acum, cum sunt acum, puteam să fiu mai de mult. Da, uite, niște rețineri. Înțelegi? Nu știu dacă înțelegi. Deci Iuli tânăr ar fi, ar fi mândru de Iuli puțin mai bătrân. Da. Ce mesaj îi transmit acum? Ce mesaj? Referitor la ce? Iuli de acum 10 ani. Referitor la tine, cum ești trebuia acum? Trebuia să pun piciorul în prag de mai de mult. Ți am spus, la nivelul care sunt acum, trebuia să fiu acum câțiva ani. Adică, uite, poate ce mai întreba mai devreme cu ai uh, un regret, uite, ăsta ar fi unul dintre ele, altceva nu. Cum, uh, în momentul cum sunt acum, trebuia să fiu acum câțiva ani. Ai vrea să facem o piesă amândoi? Când să facem, facem piesă amândoi? Da. Facem, ce vă tot? Ați văzut? Avem înregistrat. Bine, n-am promis. <laughs> Facem. Ho, -havau. Pe 2024, cât de tare o dai? Sper că cel mai bine. De până acum. 2022-2023 a fost forță. Sper cel mai bine de până acum. Vrei să lansezi un album? Ai de gând? De ce nu? Până la urmă, album, nealbum, vreau numai bombe. Nu ai vrut să să spui o poveste amuzantă din copilărie? Ai spus asta, asta cu geamurile? Poveste amuzantă, nu știu, chiar nu știu. Nu, nu adică îți dai seama că sunt, dar nu-mi vin mie acum în, în cap. Nu-mi vin în minte acum. Care era mâncarea ta perfectă în copilărie? Eu sunt foarte așa cu mâncarea, sunt foarte gurmand. Chiar dacă nu-mi este foame și te văd pe tine că mănânci acum ceva și îmi face cu ochiul, mănânc face fără să-mi fie nici măcar 1%. Uh, o să dau un exemplu, să mai vorbim așa, să-ți povestesc. Uh, plec de acasă și am terminat de mânca, da? Am terminat cina. Și Mă întâlnesc cu trupa, ori am ieșit pe afară, ori repetiți, ori la eveniment. Și văd, unde ne întâlnim văd că mănâncă tot, știi, da? Mi-au și eu. La fel ca cod la cod numai puțin. Și mănânc și eu, fără să -mi fie foame. Sunt foarte cu mâncare, nu, nu pot să mă abțin. Și eu că... Nu pot să mă abțin. Și mâncarea preferată sunt uh, bucătăria italienească, mai pe primul loc așa la mine, pastele. Și toate cele, mâncare tradițională, tot. Bine, sunt și chestii pe care nu le mănânc. Cum ți se pare labelul Manele Mentolate? Cum e să faci foarte parte puternic, acest proiect? Foarte, foarte, puternic. Mă spun că este al meu că mi aparține că e studioul meu. Foarte puternic. Crezi că o să fie pe primul loc? Da, pe păi cam este deja. Worldwide? Foarte puternic într-un într timp atât de scurt. De și, și știam asta. Și știam asta că va ajunge așa în toată lumea. Da. Nu știu dacă dăm drumul la să rupem granița asta cu manele, să dăm mai departe, da. Dar oricum, ușor, ușor cu stilul ăsta, gen balcanic, dar eu aș fi preferat să scrie deja direct mane. Crezi că au șanse manelele să urce, să iasă în afară, să se facă show-uri 100%. În state? În... 100%. Iulianțul New York. Uh, americanii, dacă uh, nu știu, zic eu acum, dacă văd ceea ce facem noi aici în România, show și astea, nu știu, cred că mi s-ar părea interesant să audă sunetul ce facem noi, cum cântăm maneaua, cum știi? S-ar uita mirați așa, nu știu, așa gândesc eu Cred că le de face. americani. E ceva nou pentru ei și da, wow, o să, să fie... rămână așa. Unde, unde vrea să pleci dacă ar trebui să te muzi mu din țară? Unde ai pleca? Aș pleca oriunde, aș sta oriunde, dar nu pentru mult timp, nu pot sta mult timp. Nu, nu pot eu. Adică nu contează dacă e frumos acolo sau urză. Aș pleca, sunt genul care vreau să plec. Și să ai niciun fietul. loc unde ai plecat prima dată sau un loc care te atrage emoțional? Nu, sincer nu. Nu, serios. Aș pleca în Antarctica undeva, departe. <laughs> Ia zi mai Coco, ce mai zici, ce mai ai pe acolo, ce mai mă întrebi? Vreau să te întreb ce piesă credeai că o să meargă și n-a mers. Bună întrebare, sunt câteva. O piesă mi-a plăcut mult de tot și îmi place. Piesa cu legenda se numește. Am zis că o să prindă și nu, nu a făcut-o. Legenda. Uh, acum atât am vine în cap. Și care credeai că nu o să meargă, dar totuși a mers? Ce crezi? Nu, nu prea sunt. Uh, ce am spus că o să meargă, a mers. Care era, doamne, una care s-a apropiat de ceea ce ai spus tu care a zis eu că nu o să meargă adică nu m-așteptam să fie uh, impact atât de mare la Lele din Olanda uh, și eram uh, eram pe grabă tare de tot cu clipul, trebuia să ajung se pare că la o nuntă cu siguranță a fost uh, totul filmat uh, cred că în 25 de minute, 30 de minute am filmat clip la, la Lele din Olanda să ne înțelegem și a rupt topurile la câte nu ai fost? Ai calculat vreodată? Niciodată n-am calculat, nici nu nici femeile. <laughs> nu știu. Uh. Nu știu. Cred că 7, opt, nouă, zece nu nu știu. <laughs> nu știu, chiar nu știu. În număr ok, în okay. Da. om um de noapte sau de zi? Nu știu. Cum te consideri? Vulturi de noapte, tati. De ce? Pentru că nu mai noapte, dacă văd Că e zi afară, sunt trist. <laughs> nu glumesc. Uh, noaptea, pentru că noaptea e la noi, să spunem, artiștii, hao. Cântăreții, da? Noaptea aia, da. Alții cântă. Aveți <laughs> tot vorbă mi minte acum. Cântă pe săptămână restul face plaja. Uh, nu. Când noaptea, așa obișnuit de mic, de la 15-16 ani, poate mai mic, stau noapte, Chiar dacă nu cânt uh, și sunt acasă, tot sau în altă parte, tot uh, așa, sunt în vacanță. Cel mai bun exemplu, sunt în vacanță, da? Și poate am fost obi uh, obosit, piscină mare sau uite că la munte unde am fost, am umblat, da? În vacanță, ziua. Uh, noaptea tot stau până la 5-6 dimineața. Stau singur, bap pe telefon, ba, mănânc, ba, vorbesc la telefon, fac ceva, dar tot dimineața dorm. Așa sunt obișnuit. Care deci, noaptea. Ai zis când erai mic că să tai până noapte. Ce făceai? Ieșai pe afară sau te jucai pe calculator? Noapte. Ai avut... Ce făceam noapte sau? Da, când te eram jucam pe calculator când erai mic sau? Jucam FIFA rău de tot. FIFA, 2000, FIFA 2007, am rupt-o în două. Am câștigat campionate am vedeți? Mă știați. Mai FIFA acum? Da, te rup, te arunc în aer. Nu cred. Pe tastatură. Nu, ai joc cu joystick Nu, no, n-ai voie. Pe tastatură la fel ca mine. N-am, nu știu. Ok, hai. Jucăm, când plecăm, dai, jucăm. Okay. Pe ce? Pe FIFA 24. Un <laughs> PS5. Nu e rău. Îți plac mașinile? Da, dar nu sunt dintre la fan răit sau să fiu dispărat cu mașinile. Îmi plac mașinile, da. Și mie. Îmi plac. Care e mașina ta preferată? Nu știu, depinde, adică mașina preferată normal și normal este Audi și Mercedes. Eu Audi. Audi și Mercedes. Eu am un Audi una 3 din 2007. Bun, nu era. Consumă bun. puțin diesel sau ce? Nu, un nou benzină. Consumă puțin 17. Le-ai și mie să mă răstorn cu el? da, uh, cum să nu. Adică vrei să mă răstorn cu mașina? Mergem acum de motoră? Mergem după ce e... terminăm de filmat, mergem. E la Călăraș. La Călăraș? Acolo am de acolo partea, ești tu? Da. am înțeles. Eu Hai. merg vara mea la Călăraș. Ai fost la Călăraș. Și acum două săptămâni. În municipiu? La eveniment, da. v am zis că e mai bine că n-ai fost, că... Nu, nu cel mai mergem des la Călăraș. Călăraș. Pe păi să nu ții mașina în Călăraș, că e pericol. Ai refuzat colaborări vreodată dacă... Da, am refuzat. Ai acceptat colaborarea mea la FIFA? Muzicale? Da, muzica, colaborarea, ai refuzat? Da. Și ce de FIFA? Că ai acceptat colaborarea mea la FIFA și da. te-am întrebat dacă ai refuzat no, colaborarea muzicală. Da, tati, ale. muzica e muzică, restul e restul. Erau pe de mai pretențios. Pe, sunt... pe manele și pe pop. Sau ce era trap. Rocker. Vrei <gătă> să faci o piesă trap? Ai de gând să te apuci de trap? Păi am făcut, am, dar nu am făcut eu. N-am dat eu cu binga trap. Taca, 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 maca. Înțelegi? Da, am. Adică am făcut-o tot manea din trapa acela, am făcut tot manea, știi? Cum ar fi Iulineațul Trepor. Da, mi era rău. Chiar aici, dacă stau să mi-aduc bine aminte, am dăi țigan care rupe banca, o piesă controversată, care n-am vorbit urât în ea, că eu nu vorbesc urât, ca altfel dacă vorbeam urât, vorbeam mai urât decât e în ea. Mă la tine, de câte ori te atunci pe săptămână sau pe zi, nu știu, deci Care mă vezi, mă vezi mereu pierdut, mă vezi mereu aranjat da, fără să-mi crească conturul. Vezi, fără... am și eu dungă aici. Staci. Da. Frumos. Autostradă. Talent. Și că e o licioară. Începe no, aici, lumezc. aici e pierdut, aici după aia... am supărat. am avut și eu într-un clip. Nu no, mai gata, nu no, mai. Nu no, mai Vrei să-ți iei no, Am avut și eu la fata cu paharul, am avut două. Am luat eu paharul bună și ai fata cu paharul. La... Aici. Da, gata. Da. Nu, serios, la, să... la fata cu la cu paharul am avut două bol. dungi. O ulicioară și o strada aici. Ce-ți place să mănânci des în București? Ce mănânc eu când... De obicei când merg să mănânc, mănânc vită. Nu o să zic ca marfel, nu frate, aia îmi place. Cum? Vită cum? Po poate să fie Mediu el. <laughs> Făcută sau... A, ah, argentiniană. Nu o în cobe. Zici eu că zici o lipie de vită și spuneam hai Iuli să no. mâncăm o lipie de vită. Mă rog nu. ce să... No. Hai... No. Cât porți la Idași? 46 jumate. și <laughs> eu 45? 42, 42 <laughs> port. Care De ce întreb? mă întreb? Pe care o am acum în picioare. Te-ai vopsit vreodată în cap? Când eram mic, m eram mic, ce vorbesc acum, mic, mic, Eu aveam 30 ceva de ani, aveam, cred că 7-8 ani și m-am vopsit cu uh, spray din intrare să dă la ochi, știi? Spray, da? Argentiu din magazin, știi la care da, mă refer, nu? Da. Și m-am văzut așa argentiu în cap, dar, da, cu... dar vopsea normal, adică să mă vopsesc pe bune, pe bune, nu, niciodată. Când eram mic, îți cu gel de la, la știi? Au îl rupeam în două și să vedea, să vedea pe aici prin față galben, albastru, roșu. Da. te stai cel mai mult la o filmare? Era ca Nicola afară. Și am filmat cel mai mare hit al meu. Și am, am zis uh, piesa asta ori rupe tot, ori e vai de capul ei. Da? Și a rupt tot. Am, eram pe... Nu știu că eram în, în deșert. Eram... Da? Și oamenii când am zis așa știu despre ce este vorba. Este vorba de piesa Cum o dai tu. Vorbim de la 50 de milioane în sus. Și... Era căldură, vă dau un exemplu, erau 35 de grade, da? După care... Ne-am apucat de filmat, am filmat ce am filmat și a început ploaie torențială, îți dau cuvântul meu. Ploaie torențială și acolo era nisip, era praf, ne-am făcut de noroi, în mașină cu toate instrumentele, sculele, cu toată echipa, da? Dă-te jos de mașină, sau a oprit ploaia, fetele trebuia să danseze, etc. Deci nu mai pagum. Am filmat unul, după care am mai filmat încă, am filmat trei clipuri într-o singură zi cu locații diferite, să ne înțelegem. Adică nu cum, ai văzut cum se mai filmează într-un singur loc, știi? Mai multe clipuri. Nu, locații diferite și am mers cu mașina, locații diferite departe. Atunci a fost, maspart ziua aceea de filmare. Adică e vorba de mai mult de 10 ore. Deci a fost cam... Da, dar s-a meritat. S-a creat așa un obicei unde mi-a mers uh, prost la filmare, numai pagobe a bubuit piesa. Da, deci ai da. A, deci mai avut... S-a mai întâmplat și la Țigancă de București. Tot la fel. Țigancă de București, tot la fel s-a întâmplat. În fine. Ne poți spune ce s-a întâmplat acolo? Mm, nu prea mi arde. <laughs> Eram, filmam uh, pe din București, da? între blocuri, că Au și vecinii la un bloc din trăsta, m-a dus un prieten, un nebun al meu, Radul, îl cheamă, m-a dus acolo, e totul ok acolo, nu e problemă. <laughs> și a ieșit un om în vârstă, să nu numesc moș, și nu, mai <laughs> și nu mai scăpam de el. Plecați, plecați, ok, ne cerem scuze, mai stăm și noi un minut nu, plecați acum, cum mânea pe acolo. Eu filmam, mă, hai mă, dă-i la filmare. Eu cu cameramanul, cu regizorul, dă-i la filmare cât apucăm. El tot nu lăsa pe echipa în pace, care era jos acolo, era murcat pe scări. Și nu o lăsa, nu lăsa să nicio formă. Și am plecat de acolo, ne-am dus... Uh, m-au dus băieții la un alt loc nici acolo n-am putut să ne urcăm, trebuia să filmăm undeva pe bloc sus, știi, să vadă frumos țiga încă de București vai, vai. da, și să vadă frumos București, străzi, etc și... Și am început de acolo, n-am putut să urcăm acolo pe blocul acela, celălalt, celălalt. Și am hai mă, în centru, de la kilometru zero. Hello, hello, da? Kilometru zero. Și am ajuns în centru Bucureștiului, în boricul Bucureștiului. Și a început mare ploaie. să <laughs> vină și noi acolo la fund. Tână la lumină, la început mare ploaie. Și am apucat să filmăm așa cum a dat Dumnezeu și a bubuit piesa. Deci unde e ploaie e... Pagubă, mare, multe. Ce tradiție ai înainte de concert? Ai vreun lucru special pe Să care dau câte o palmă de... la fiecare din trup. <laughs> oh, alu, crazy, man. Și sunt, sunt ok cu asta? Nu zic nimic? <laughs> era tot de bună. Nu, Măi, la mișto. Nu, nu continuam. <laughs> Mai zbard. Obicei. <laughs> o înainte de, de, a intra pe scenă. Nu prea nu beau înainte să intru pe scenă. Dacă intru pe scenă, dacă am intrat vreodată pe scenă, să beau, am intrat direct beat. De puține ori. De foarte puține ori. Nu merg pe... de ce de, de la mână și la picioare? <laughs> nu, n-am intrat beat pe scenă, cred că odată. Beat băut, așa, nu. Uh, altceva... Obiceiul înainte de a intra pe scenă. Nu, vorbesc cu formația când am un concert dintre ăsta care vreau să iasă, adică toate vreau să iasă ex excelent de bine. Dar le țin, le țin, să spun, morală, ceva de genul. Eu spun vreau așa, vreau așa, vreau să faci așa, așa. Astea sunt obiceiurile mele de a intra pe scenă. Vorbesc cu ei, vreau așa, vreau așa, vreau ca așa. Ca la, ca la, fotbal. Exact, Capitanul... exact, exact, bravo, bravo, brav. Te văd așa. Cum mă vezi? Îmbrăcat în negru, ai cântat cu Rubi Sericesc, ai vrea să faci o... Băi, boss, ce faci? Așa mă îmbrac eu negru, nu e că să mă par mai slab să aleagă că oricum și gras și slab, nu e problema. Care e aplicația ta preferată de pe telefon? Aplicația mea preferată pe telefon? Da. TikTok, Instagram, WhatsApp, că râd pe acolo, facem caterincă. Stau foarte mult pe cameră eu, pe video. Așa folosesc telefonul foarte mult eu, pe video. Eu când vorbesc, scuze, eu când vorbesc cu unul de-al meu, din trupă, din apropiați de mei, eu nu sunt și eu apel vocal, eu sunt nu mai pe video. Pe video. Da. Ai multe sticare pe WhatsApp? Da, cum încolo promis că te sunt mai pe video când te sun. Nu contează, o la WC, eu nu mă răspunzi. Okay. O, să, o să... Ce întrebai? De Sticare, De sticăre, da, dacă ai sticare pe WhatsApp. Că ai că stai mult pe WhatsApp. Am, da. Vreți să ți le arăt? <laughs> După. Ok. Mile... Ok, am, dar nu multe. Tot uh, salvate de la nebunește mei din trupă. Ramentolații României. Am înțeles. Dacă ai vorbit de trupă, ce instrument ai fi? Dacă tu ai fi un instrument, ce instrument ai fi? Ma, de ce? Întreb. Ce ți-a venit cu întrebarea asta? Eu întreb. Nu știu. Este un interviu la ambasadă. Ah, scuze, frățiorul Ambasada <laughs> Dacă aș fi un instrument, da. ce instrument aș fi? Da nu știu, cobză. De ce? Nu, am răspuns la Caterincă. Ce instrument aș fi? Pian. E cald așa. Când frumos la el. Dulceață. Mare, voluminos, eu sunt mare. Care este manoa ta preferată? Dar nu de la tine. Maneaua? Da. Sau nu neapărat maneaua, melodia. Melodia all-time preferată a lui Iulie la... La fel, sunt multe, sunt multe. Ce mi-a venit acum în cap, aș renunța la tot. Uh, piesă foarte veche de la lui Florin Salam și multe altele de la el, da? Manele cele vechi și multe, multe. Am multe. Cum ți s-a apărut pe scenă la Hassel? M-am simțit super. Era frig rău de tot. Rău, rău. Și plus de asta este un moment care a rămas marcat în viața mea pentru că în ziua aceea era ziua mea de naștere când a fost concertul și nu voiam să mă duc. Aveam concert în în seara aceea, m-am dus să cânt în altă parte, adică am fost acolo cât am fost 10 minuțele, și m-am dus mai departe, am trecut de acolo de la concertul de la Hustle, m-am dus mai departe, tot, tot înainte. Deși de ziua ta am cântat, da, da. Și era ziua mea atunci. A fost frumos, super. Te vedem în 2024 la vreun festival? Chiar nu știu. Nu știu, momentan nu știu. Special act. Iulian. Nu știu. Vedem. Trăim și vedem. Iuli, dacă vor vreodată faci pană la mașină, pe cine sunt? Cine crezi că îți răspunde din prima? Am și oamenii mei, frate <laughs> Chiar nu știu. Dacă fac pană, nu? Da. Și e zi sau noapte. Orice. Contează și asta. Păi nu că, de exemplu, un om de-al meu doarme la, o, la ora anume și nu spune la, deloc. La, acum, la 10. La 10. Pe uh, prietenul meu, pe Răzvan. Și dacă am face acum o provocare să-l sune acum, Așa. crezi că îți răspunde sau îți închide? Nu știu. Doar să-l sun Vezi să-l sunăm? Hai să-l sunăm Și ce vrei să fac? Nimic, să vedem dacă răspunde, par... răspunde sau nu am făcut un... pană? Da am Doar să, să văd dacă mă răspunde, nu? Da Aha. Ce faci? Asta că te suni în două minute înapoi. Hai, hai. A Răspunde. Da. Răspunde mai greu el când ne pune. Dacă să pune, de exemplu, la 10 dimineața, da? Acasă. Și dacă se pune să doarmă, nu o mai răspunde după. De greu. Drum, mă, -avion. Da. Trebuie să sun pe altcineva ca să-l trezească Uite că, că veni vorba de dormit. Ți-mi minte vreun vis ciudat? Ai avut vreun vis? o chestie care s-a întâmplat după aceea în realitate? Aoleu, ce întrebare mi-ai pus, mi-am adus aminte acum de fost, mi-am luat așa o daie. Te rog să mă crezi că eram acum trei săptămâni, acum trei weekenduri, mă aflam la o nuntă în Târgu Jiu. Da? Deci ascultăm cu atenție. Și eu nu știam că în Târgu Jiu și zona aceea, nu, știam că e zonă de plăci tectonice sau cum să numesc, cu tremuretă, că da? Nu știam că acolo sunt foarte... Se întâmplă des. Băi, nene. Veneam de la Iași. Deci Iași, Târgu opus. Foarte mult. Și am ajuns terminat acolo la Târgu Și m-am pus să dorm. Că la hotel. M-am pus să dorm. A Ai văzut... Știi moment dintre la când vrei să, când te pui să dormi și foarte obosit, nedormit date ore și trebuie să arcă că te împiedici sau ceva? Știi, da. Ok. Uh, m-am pus să dorm, nu m-a luat nu m-a luat somnul la un moment dat și în visul ăla pe care nu l-am avut, visam că nu puteam să deschid ochii și să mișca patul cu mine. Tare de tot. Ai înțeles? Cu tremur gen. Ce întrebare a fost la tine? Dacă s-a adeverit... Da, fii atent. Mamă, mamă, ce am trăit acum trei săptămâni. Și visam și nu puteam să deschid ochii, nu puteam să fac nimic, să cutremura toată camera aceea cu mine patru și m-am ridicat până la urmă, trezit. Bineînțeles că n-am mai putut să dorm. Mai aveam o jumătate de oră să dorm la dispoziție, că puteam să dorm de câte o oră jumate, ceva de genul. Și trebuia să ajung la nuntă. M-am trezit, am chemat, am chemat pe ei mei să încep să mă pregătesc, să-mi aduc hainele. Și când am, intrat în cam, când am intrat în cameră, erau acolo în cameră, erau doi, doi băieți cu mine și eram în baie, cu ușa deschisă. Mă spălam pe ușa ce-mi făceam eu acolo. Și dintr-o dată se cutremura toată camera. Da? Deci toată camera. Și, na, stai, două secunde, scuze. Înainte să ajung, înainte să, când a, exact când a ajuns, la unul dintre ei le-am le povestit. Le-am povestit ce s-a întâmplat. Ce? Păi nu puteam să mă în somn, era cu tremur. E că mamă și l mamă, nu știu ce, știi? Și atunci era în cameră. Și a început cu tremur. Deci s-a mișcat, s-a mișca ce era acolo, dressingul, s-a mișcat tot, tot, tot. M-am uitat în spate și am zis, mamă, ce facem? Stai ne, să ne panicăm, zona să noastre să ne băgăm sub un toc, cum se spune, știi? De. Și după îți dai seama că m-am uitat la persoana respectivă și înainte câteva minute am zis, s-a zbârlit e. tot sale am deduse de lacrimile ca idee, da? Deci nu mai puteam. Ai prevestit asta jale, a fost ceva rău de tot, rău, rău și țin să cred că atunci când eu visam, cred că chiar a fost cu tremur. și atunci, Vreau. exact când visam trebuie deci să mă trezesc în somn să mi se întâmple faza asta și după să, să fie cu tremur pe bune, când eram treaz în cameră, în picioare ceva monstru Uite, că ai zis că puteai să, să dormi foarte puțin și ai dormit într-adevăr foarte puțin, ai ratat vreodată vreun concert? S-a acumulat vreodată oboseala sau? Nu, doamne ferește, dar mi s-a întâmplat de foarte multe ori să ajung la concert uh, colegii mei și colegele mele știu nu neapărat manele, pop, rock nu contează, atunci când nu dormi mai și cânti mai mult și atunci când nu dormi, când, când, nu sunt cozi vocale odignite, ești regușit mi s-a întâmplat de foarte multe ori să ajung la nuntă nedormit și să mă simt rău de tot cu, cu, vocea și punem mâna pe microfon, dar oamenii am văzut cu ochii mei asta și mi-am dat seama după, târziu, mai mult timp. Oamenii uh, nu au ceea ce te deranjează pe tine. Ei au ceea ce trebuie să audă. Nu. Ceea ce vrei nu. tu. Cum ai, cum ai, vrea tu să auzi. Înțelegi ce vreau să spun? Și eu cântam acolo, dar mie nu-mi convenea deloc. S la mine, pentru mine s auzea urât. să sau... De la uh, neodic Oamenii te auzeau cum... Da, exact. au auzat cum trebuia. Cam am văzut după filmări și auzeam pe filmare sau auzeam Dar eu nu puteam să fac tot ceea ce voiam eu, să ating niște note și multe altele chestii, alte chestii. Primești multe mesaje de la, de la oameni cu filmări, cu, de la show-uri, nu? Da, da, da. După ce termin show da. Care e cel mai ciudat mesaj primit de la, de la un fan sau o fană? De la un momentul ăla? <laughs> cel mai ciudat? Da. Păi ce, care ciudat? Nu ciudat. De ce n-am la poze? unde să vină, nu sunt ciudate. Ce e ciudat dacă m-ai invitat undeva după concert? nu, glumesc, nu e nimic ciudat. N-am primit, sincer. Ce supereroi ai vrea să fii? Ce? Ce supereroi ai vrea să super fii? Supereroi? Da. Sau ce superputere ai vrea să ai, nu știu, să zbori, să te teleportezi? Să, să, fiu Hulk. Ne ai vrea să te teleportezi? N-ar fi mai bine? Um, nu. Nu, cred că mi-ar fi frică dacă aș avea puterea asta. O să nu știi nimeni, doar tu să știi. Mi-ar fi frică dacă nu mai mă întorc acolo unde voiam, dacă nu am intrat astea. Dacă nu mai merge super puterea și o iau... Să zic o, un inside. Eu am vorbit cu colegii. Așa. Și am făcut un pariu. Și am spus că dacă totul meu intră pe locul unul în trending, da. există screenshot-uri, există mesajuri. Că eu l-am trimis să-mi tatuez manele mentolate pe braț. Nu te cred. Jur. Și la două zile după ce am dat mesajul, piesa aia a intrat pe primul loc în trending. Și eu acum trebuie să tatuez logo-ul mai elementulate pe mână. Dacă tatuez mai elementulate, cam înseamnă Iuli Nemțu. Deci mă tatuez. Nu te cred că Am fac un... asta. Oricum nu te cred. Până nu văd, nu cred. Hai să... să vedem. Până nu văd, nu cred. Am un TikTok cu un efect cu cineva care a făcut un tatuaj cu tine. Era efect, dar era o știu, potiuni. știu, știu, da. Care e TikTok-ul tău preferat? E unul dintre ele acelea da, pe care l-ai spus, cu tatuajul cu mine. Ceea ce... Și chiar vreau să țin să mulțumesc că totodată eu, așa cred eu că de la ei a plecat piesa aceea și am spus la multe persoane și la din echipă, de la mentolate și la echipa mea, mentolații României, formația mea, Melodia test drive, melodia trac de volan. Sunt niște oameni acolo, băieți, fete, care au făcut un TikTok foarte tare din uh, capac de bere, da, din sticle de bere și scrie test drive și a făcut acolo, eu, de atunci de la TikTok acela a cu uh, să te trag de volan. Și el e unul dintre TikTok-urile mele preferate și multe altele. Mai e un trend preferat de pe YouTube, TikTok. Trendul cum a fost cu. a fost arvă mare cu hitul meu cu Am un creier AMG, Formula 1. Vom, vom elibera, merge minte, merge minte, cam formula. Tot la fel era un trend. a fost un trend mare de tot cu melodia Kawasaki, se mișcă ca Bugatti. Făcuse în, într-un timp atât de scurt 100 ceva de mii de clipuri. Deci la o fac 100 ceva de, de, clipuri. Și după nu știu ce s-a întâmplat, s-a blocat. Nici la ora actuală nu merge să faci clip pe, pe sunetul acela, dar nu știu de ce. Și erau, era un trend, puneai poza, puneai o poză, se mișcă ca Bugatti, hai la tati, tati. Și când începea melodia, se mișcă ca Bugatti, treceau pozele repede. Nu am înțeles. Imediat. Și era un trend atunci. TikTok-ul preferat de ale mele. Iuli. Da, Urmează întrebarea mentolată. De ce atunci când îți sunt oamenii și termin conversația la telefon, ei mai sunt de două, trei ori după. <laughs> cine ți-a spus asta? primit pe adresa redacției. <laughs> Uit câte ceva, omit câte ceva și mi-aduc aminte exact când am spus. Au, stai așa. <laughs> Atât? Atât, ce să mai... Atât. Păi din auri. Stai, pe cine... Uh, nu mai știu pe cine am sunat și tot la fel am făcut. Acum până să mă văd cu tine. Am vorbit și după iar am sunat imediat înapoi. Veni e vorba de sunat, ai spus că suni în două minute. N-am mai sunat, sunat da. O sun după ce termină. Te așteaptă cu telefonul. Nu contează. filmează, mare. <laughs> nu poate să sune cum. Cum te simți la primul podcast? Frumos. Cu toate că eu nu voiam să fac niciunul podcast, podcast. Da, am făcut. Nu mai vedem sau? Cu siguranță. Chiar m-am simțit minunat și vreau să ne mai vedem pe bune. Pe bune, pe bune. Pentru că n-ai fost băia rău. Iuli, pe cine vrea să vezi la un alt podcast? Manele mentolate. Colegi de ai mei, nu? Da. -ă... Nu știu, chiar nu știu. Pe toți colegii mei aș vrea să-i văd. Când, când mă uit, Chiar mi-ar face plăcere să mă uit așa, să mi-apară acolo pe YouTube, știi cum apar la sugestii, și dau să mă uit, să văd ce vorbesc, ce spun, ce... O că... internațională ai la... dat de aici? Mi-ar plăcea mult să dai seama. Pe cine? Nu știu. Vedetă internațională, pe cine? Nu vreau să mă mor mă pe mătură, ce să zic, Beyoncé. Dacă vine Beyoncé, vrei Ariana. să fii să fii cu mine Six nine Îți dai seama Că nu Iuli Oficial Ești ambasador al manelelor mentolate Te pup cu drag și mulțumesc pentru invitație Și mi-a plăcut foarte foarte mult Mi-a făcut plăcere Și face melodia Și ne vedem și la următorul podcast Cu mare drag Cu mare drag Vă iubesc mentolații mei, mentolatele mele, țineți aproape și urmăriți-mă ca până acum. Wajubesk, wajubesk, wajubesk.